în timp ce conducea auto utilitară pe un drum comunal neclasificat din interiorul comunei Fântânele, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un localnic de 34 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu podețul din fața unui imobil. Din accident a rezultat rănirea conducătorului auto. Bărbatul a fost transportat la spitalul județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral, cu pierdere de cunoștință și contuzie la nivelul coloanei lombare. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul este nematriculat, autorizația provizorie fiind expirată din 13 august 2016. Polițiștii au întocmit în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, punere în circulație sau conducerea unui autovehicul nematriculat și Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, ce va fi soluționat procedural.